în sala regimentului de gardă, Mihai Viteazu, Dragoș Ojucaru și Adrian Popa vă invită să urmăriți ultimele 20 de minute din întâlnirea dintre Steaua Turambo și CS Otopeni. Scorul după primele două sferturi este 45-33 pentru Roșii Albaștri. Iată și celelalte rezultate înregistrate în această etapă a 24-a. CSU Ploiești SM Oradea 87-78 pe la Harghitei, Basket cu Mureș și 70-82. A clasit Sibiu cu Adipol Brașov 99-62. Surpriza rundei, Poliaș CSM București 96-84, Mobitel Cocluj, Gaz Metan Mediaș 91-80, Craiova, Energia Rovinari în derbiul Olteniei 68-86, tot astăzi Basket Club Pitești, Basket Club Timișoara 83-69. Ieri, mă scuzi Adi, ieri în derbiul campionatului feminin Aradul a pierdut pe teren propriu în fața lui CSM Satu Mare 64-69. Da, ne pregătim de partea a doua a jocului, o parte a doua în care cei de la Steaua vor încerca să-și mențină acest avantaj de 12 puncte. Am văzut pe margine pe Virgil Stănescu încercând să-și încurajeze cu echipierii la intrarea pe teren. Spunea Virgil Stănescu înaintea acestei partide că Steaua alcătuiește un grup mai puternic față de adversara lor în această seară și dacă vor reuși să-și impună ritmul, atunci cu siguranță nu vor avea probleme. Aceasta a fost declarația lui Stănescu pentru site-ul totalbasket.ro. A început partea a doua cu căruțașul la interior, căpăcit de către Scott, care l-a așteptat, a anticipat aruncarea exploieșteanului. Medved, Mandache îl talonează destul de bine, Burel ajunge în extremis la minge. Refac poziționalul, oaspeții, Popovici față în față cu bulgarul Nicolov. Medved obține fault. Ar trebui să pătrundă mai mult cei de la CS Otopeni. În prima jumătate nu au avut decât două aruncări libere, una singură transformată, spre deosebire de Steaua, care a beneficiat de 7 aruncări libere, 6 transformate, procentaj de 85,7%. De altfel, steliștii stau mai bine la procentaje de altfel pe Slobodan Popovici, marcând de 3 puncte și diferența scade sub 10 puncte în acest moment. Căruțaș, Joshua Jackson, Burel aproape de intercepție, Stănescu vine în centru, încearcă cu panoul și reușește să înscrie. Off the glass, cum spun americanii. 12 puncte pentru Virgil Stănescu. Cei de la Otopeni au pierdut mingea, contraatac, Steaua se repliază însă albaștri. Nicolov, o pătrundere pe tușe, stă bine acolo Popovic, Josh Jackson lăsat liber la 3 puncte, ratează, însă Nicolov readuce posesia pentru Steaua. În 0 grade căruțașul a preferat să întoarcă în pozițional. Mandache indică schema cu echipierilor. Nicolov intră în traversare, Nicolov, Joshua Jackson. Au apărut în același timp atât Nicolov, față de intercepția lui Medved. Mi s-a părut dublu dribling, parcă. Înscrie totuși până la urmă pe acest contraatac. Mi s-a părut că a prins mingea cu două mâini și după aia din nou a driblat. Poate a fost o impresie. Oricum a protejat foarte bine acolo cu corpul Medved. Căruțașul pe tușe pe lângă Minea și faulta lui Minea. Fault evident al lui Marian Minea la Virgil Căruțașul. Spuneam de procentaje mai devreme. 64% la 2 puncte pentru Steaua, 37,5% la aruncările de 3 puncte. Este singurul capitol unde Otopeni stă mai bine, 41,6% până acum după acea aruncare a lui Slobodan Popovici. Mandache, Hafner, minge la interior, o pasă pe care Stănescu o întoarce către Joshua Jackson. Nu reușise să ia prin planul, Mandache. Aruncare cu boltă, reușește să recupereze Mina. Foarte bun triunghiul de săritură făcut de Ilfoveni. Stop shoot Burel din 0 grade. Super coșul reușit de american. A fost un foul după aruncare. Coșul este valabil. Un foul al lui Slobodan Popovici în duelul pentru recuperare cu Andrei Mandache. Burel are 4 puncte. Până acum, cel mai bun marcator pentru Otopeni este Slobodan Popovici cu 14 puncte, urmat de Courtney Scott cu 9 puncte.
De partea cealaltă, 12 puncte pentru Virgil Stănescu. Steliștii au ofensivă mult mai echilibrată. De aceea, cum spunea și Dragoș, în prima jumătate nu excelează la capitolul statisticii individuale în ierarhiile din acest sezon. Burel, Mina. Se demarcă pe flancul stâng Burel. Pasă din săritură riscantă, frumoasă, depășirea pe piruetă, scot sub coș, aruncă și înscrie cu mare ușurință. Este foarte puternic acest scot. De aceste pătrundere au nevoie cei de la CS Otopeni. Superbă pasă a lui Virgil Stănescu și pași comiși acolo de Virgil Căruțașu. Stănescu, unul dintre cei mai buni pasatori de pe poziția de pivot din campionatul intern, și intră pe teren Smith în locul lui Virgil Căruțașu. Șchiopătează Căruțașu, cred că are o problemă la piciorul de bătaie, cum se spune. Atât el, cât și Florin Nini, antrenorul secund, sunt accidentați în această partidă. Secundul a reușit să se accidenteze la un antrenament. Au încercat o combinație la mână, dacă putem spune așa, Popovici și Scott. Au reușit steliștii să înghesuie acolo intenția ofensivă a adversarilor și minge pierdută de către oaspeți. Stănescu, un back-in, semi-clic de mâna dreaptă, recuperează Smith și iată ce înseamnă să ai recuperare sub ambele panouri. Au dominat și primele două sferturi roșialbaștri această luptă, 20 de recuperări față de doar 11 ilfoveni. Gurney Scott acum și s-a ferat acolo un fault la Josh Jackson în luptă cu Burel. S-a demarcat Burel prin blocajul lui Marian Minea și Josh Jackson a faultat în încercarea de a sparge acel blocaj. Burel repune din lateral, Minea apărat la Stănescu, apărat de Stănescu. Medveci vibrează pe mâna stângă, scoate la Burel, bun blocajul făcut de Minea, Burel de 3 puncte! Cor senzațional reușit de Brian Burel. A luat Burel meciul pe cont propriu în această primă jumătate a sfertului al treilea. 5 puncte consecutive marcate pentru Otopeni. Steaua în replică prin Josh Jackson, însă americanul maltezul a ratat. Iată-l pe Burel, forțează aruncare de 3 puncte. Coș, Brian Burel! A cam pierdut meciul din mână Bavcevici. Coș după coș reușesc oaspeții și o lipsă de reacție, o apatie totuși pe banca roșialbaștrilor. Jackson, Hafnar, își forțează și el norocul și înscrie de 3. Duel interesant între aruncătorii de 3 puncte al celor două formații. Un coș de care steliștii aveau mare nevoie, Otopeniu se apropiase la un singur punct diferență, 52-48. Acum Otopeniu deține o statistică interesantă în divizia, este echipa cu cele mai multe meciuri finalizate la mai puțin de 5 puncte și a câștigat 6 dintre cele 8 partide. Așadar, pe un final strâns de meci, echipa lui Eugen Ilie se descurcă foarte bine, iar steliștii știu probabil acest lucru și vor încerca să ia avans înainte de ultimul sfert. Fault al lui Mandache pentru a opri contraatacul, 52-48, 4 minute și 34 de secunde până la finalul sfertului al treilea. Joshua Jackson schimbat cu Nicolo, nu este în relații foarte bine cu, foarte bune cu antrenorul Bavcevici. Acesta îi reproșează de fiecare dată câte ceva. Se vede că cei doi nu se înțeleg. Medved pătrunde frontal, scoate mingea lateral de 3 puncte Minea. Recuperează Smith după un triunghi defensiv de săritură făcut foarte bine de steliști. Exact ceea ce spuneam și în prima jumătate, Otopeniul trăiește și moare de pe urma acestor aruncări de 3 puncte. Atunci când mingea intră, totul merge bine pentru echipa lui Eugen Ilie. Atunci când ratările curg una după alta, apar problemele. A ținut bine de minge acolo Hafnar Nikolov, de 3 puncte ratează. Steliștii au intrat în acest joc al aruncărilor de la distanță și s-au concentrat mai puțin la interior. Acum, iată însă, Smith obține faultul la Marian Minea.
se încarcă destul de repede infomenii cu faultul și nu au multe soluții pe bancă, mai ales la rotația românilor. Acolo este marea problemă a infomenilor. 52-48, 3 greșeli de echipă, atât la Steaua cât și la CSU Otopeni. La linia de libere, acest Teron Augustus Smith a jucat în campionate puternice, atât în NBA, v-am spus, la Memphis și Charlotte. A jucat și în Franța, în prima ligă, la Orléans, în Italia, la Cantu. O extremă de forță. Cinci puncte diferență. Curtis Scott a adus mingea în atac la această fază. Belanović, iată pe Scott și un contact tare acolo cu Nikolov. Doi jucători soliți, doi jucători care stau foarte bine pe picioare, Hristo Nikolov și Curtis Scott. Să nu uităm că bulgarul era cunoscut și în țara sa natală ca unul dintre cei mai buni apărători. Are două titluri naționale câștigate în Italia, în Italia, în Bulgaria, mă scuzați. Belanović, Curtis Scott a încercat o pasă acolo către Urcat, însă Smith și-a întins brațele foarte bine. Mandache coast to coast și este faultat acolo de Belanović. Sunt curios dacă se dă pe aruncare. Da, a fost pe încercare de pasă. Corectă decizie arbitrului. Au intrat în penalizare ambele formații. Vor conta enorm aceste 3 minute și jumătate. Cine va ști să pătrundă mai bine și să scoată faul. Aceea zonă destul de mobilă a infovenilor, care le-a adus câștig de cauză. În ultimul sfert, Burel intercepție. Repiere destul de târzie a steliștilor. Burel pătrunde, căpăcit, dar se dă faul. Cred că la Virgil Stănescu și cade spectaculos americanul. Virgil Stănescu merge acolo imediat să-l ajute pe Burel. Dezechilibrat destul de tare. Da. Era în aer și s-a acordat fault, deoarece a fost și un contact cu corpul. Se vede excelent pe această reluare oferită de colegii noștri. Sus la nivelul mingii, Virgil Stănescu a pus capac într-adevăr, însă la nivelul corpului l-a măturat practic pe Bam Burel. Este desigur și diferența de gabarit dintre cei doi jucători. Oricum este clar că trebuie să se execute. Două pe coș și sunt în penalizare steliștii. Își revine cu greu Burel, ar fi o pierdere mare pentru echipa oaspete, mai ales pe finalul sezonului regulat, accidentarea acestui talentat fundaș american. Un combo guard a venit în locul lui Livar Sears în toamnă la Otopeni. Livar Sears a început sezonul la Otopeni, ulterior s-a transferat la Sibiu. Va executa Popović aruncările libere în locul lui Brian Burel, deoarece americanul a trecut pe bancă, schimbat fiind. A ratat Popović prima aruncare liberă. Acestea au fost aruncări libere cu numărul 34 pentru Otopeni în această partidă, deși mai sunt doar 3 minute până la finalul sfertului 3. O statistică care spune multe despre jocul echipei antrenate de Eugen Lie. Nikolov a ezitat să arunce, Smith a încercat acolo. Excelent s-a apărat Curtis Scott, care a luat mingea, însă la fel de bine se apără și Mandache. Smith coște 2 puncte. I-a fost frică să mai încerce slam dunk-ul după ce antrenorul Barcevic a tras un urlet inimaginabil după ce americanul a încercat în faza anterioară să dea slam dunk la o fază în care trebuia să încerce cu panoul. Stop shoot Scott. Din nou n-a urmărit nimeni, nici măcar el. Nu prea mai avea. Singurul care ar fi putut urmări era Belanović. Jucătorii mici de la CS Otopeni se duc rar la urmărire. Încearcă Stănescu să se interpună între oameni în zona ilfoveană pentru a încerca să spargă puțin apărarea oaspeților. În penalizare oaspeții vor executa două libere roșii-albaștri prin Nikolov. Bulgarul, unul dintre jucătorii cei mai constanți din tabăra roșii-albastră și dintre puțini străini care a rezistat, iată, alături de Joshua Jackson, care și-a anunțat oricum intenția de a părăsi pe Steaua din cauza conflictului cu antrenorul Nikša Bavčević.
Cu toate acestea, Josh Jackson este unul dintre cei mai buni jucători de la Steaua în acest sezon, alături de Stănescu, de Căruțașu, lider la mai multe capitole statistice. Da, a fost desemnat sezonul trecut, dacă nu mă înșel, el și cu Cristanović, cei mai buni jucători străini din campionat, de către Federația Română de Basket. A evoluat Joshua Jackson atât la Rovinar cât și la Pitești, de fiecare dată cu rezultate foarte bune. Încă 3 secunde din atacul oaspeților și iată un lay-up destul de dificil finalizat până la urmă de Belanović. S-a dus acolo într-o poziție extrem de incomodă, s-a reușit să ia bine contactul cu adversarul, a reușit să rămână în aer suficient de mult pentru a marca. Hafnar acum lasă mingea pentru Nikolov. Hafnar liber la 3 puncte, aruncă slovenul, ratează, Nikolov urmărește foarte bine, ratează și el de sub panou și Otopeni are mingea în cele din urmă. Urucatu acum nu are cu cine pasa, vine în cele din urmă Scott Belanović la 3 puncte, aruncă și scrie Belanović. 57-54, spectaculoasă replica echipei din Otopeni. Steliștii s-au relaxat în defensivă în acest sfert al treilea. Stănescu, excelent, a protejat acolo, 2 puncte ușoare reușite de Virgil Stănescu. 18-14 este scorul în sfertul al treilea în favoarea celor de la CS Otopeni. Ultimul minut al acestui sfert. Steaua nu a profitat de faptul că are totuși pivoți mult mai valoroși. Medved, frumoasă fenta, aruncare cu boltă. A încercat un tip-in Belanović, a recuperat acolo Popović, dar mingea este în favoarea roșialbaștrilor. Tomelia, care vine pe teren, cred că schimbă pe Mandache. S-a luptat Popović acolo sub panou, însă nu a mai apucat să arunce. Cred că i-a scăpat mingea din mână la faza precedentă. Încă 32 de secunde. Steaua în atac, Otopeniul mai are șansa unei posesii în acest sfert al treilea. Hafnar pentru Nikolov. Smith întoarce foarte bine Virgil Stănescu. Smith se eliberase și tot de trei reușit de Teron Smith. Experiența celor 60 de meciuri în NBA spune cuvântul. Ultimele 5 secunde. Popović de 3 ratează. Recuperează foarte bine Urucatu, tip-in și coș acordat al lui Scott. Pasiv în apărare roșialbaștri, Scott a urmărit, a venit lansat din spate și a înscris spectaculos 62-56. Probleme mari. Moment extrem de tensionat aici la tribuna oficială. Arbitru Marius Cirin a cerut ca unul dintre patronii echipei, Tudor Niculescu, să fie scos din tribună. Acesta a protestat, Tudor Niculescu a protestat pentru că Marius Cirin a acordat acest ultim coș pentru formația din Otopeni. Și Marius Ciulin nu a rezistat foarte mult, l-a trimis pe acesta afară din tribune. Pe teren în acest moment, un spectator are șansa de a câștiga 50 de milioane dacă marchează de la centrul terenului. Condiția este să ai peste 18 ani. Un concurs pe care l-a organizat Virgil Stănescu, care încearcă să atragă lumea. Sala este arhiplină la orice meci al Stelei. Virgil Stănescu încearcă prin noi idei de marketing și management să aducă lumea la sală și iată sala regimentului de gardă arhiplină la această partidă deosebit de interesantă și spectaculoasă. Sunt oferite multe premii, multe gratuități, multe reduceri. Așa cum pe vremuri sala Florească era arhiplină la meciurile de legendă din campionatul național. Acest lucru încearcă să facă Steliștii acum, pentru că vorbeam despre acele partide. Astăzi este ziua de naștere a unuia dintre jucătorii de legendă ale Stelei. Este vorba despre